Am plăcerea să vă salut, stimați ascultători, și să vă cer îngăduința de a vă vorbi despre domnul Eugen Labiș. Domnia sa este invidiatul autor a 10 volume groase de teatru. Vă miră? Repet, 10 volume. Nici unul mai mult, nici unul mai puțin. Muza domniei sale, deosebit de prolifică, a produs 160 de comedii. Unele scrise de domnul Labiș personal, altele concepute într-un soi de concubinaj literar cu alți dramaturgi ai vremii. Mai toate s-au bucurat de succes la public și au fost ignorate în mod constant de critici. În cele din urmă, însă, aplauzele entuziaste ale spectatorilor i-au obligat pe critici să plece steagul și domnul Eugen Labiș a fost ales membru al Academiei Franceze. Nici mai mult, nici mai puțin. Parol! Printre personajele create de fantezie a domnului Eugen Labiș, mă număr și eu. Ah, pardon. Acum îmi dau seama că am uitat să mă prezint. Mă numesc Justă și sunt baletul domnului Langlume. Desigur că mă veți întreba acum cine e domnul Langlume. E bineînțeles un om cu stare care își permite să țină un valet, să aibă o nevastă culeasă din lumea bună, pe doamna Norin, și să se distreze zilnic pe la diferite petreceri organizate prin restaurantele Parisului. Ceea ce se întâmplă și noaptea asta, când domnul Langlume a plecat la nu știu ce banchet. Acum e ora 3 dinspre ziua și am impresia că domnia sa nu s-a întors. Pano, chiar în clipa asta am auzit un zgomot la intrare. Dar în sfârșit a revenit acasă onoratul meu stăpân. Cu voia dumneavoastră o să mă fac că dorm, fiindcă n-am chef să mă duc să-i scot ghetele. Ei, drăcie, dar parcă vorbește cu cineva. Aici, vină după mine. Carcă grijă. Grozava, bă, nu? Șampania m-a dat gata. Și pe tine la fel. Ușa de dreapta. Acolo e dormitor. Și nu scoate vorba. Să intrăm fără să ne simtă afurisitor. Afurisitor ăla sunt eu. Deci e clar, Conaș l-a mit acasă însoțit de cineva. Am auzit și niște chicoteli. Noroc că dormitorul Coniței e în partea cealaltă. Vai, sunt dezolat, stimați ascultători, dar cred că în clipele acestea morala e călcată în picioare de onoratul meu stăpân. Ca tare să ne culcăm și să vedem ce naiba o să se mai întâmple mâine dimineață. Poftim. E aproape 10 dimineața și Conașul meu sforăie, dezguduie dormitorul. Conița a ieșit în oraș foarte de dimineață pe semne, n-am simțit-o. Oricum trebuie să arunc o privire în dormitorul Conașului. Dacă mai e persoana acolo, să o scoatem până nu se întoarce Conița. Nu văd decât o măgăldeață în pat. Conașul meu și sfărăitul lui. Am naibii răceală. Că te prinde guturaiul, nu mai echip să scap de el. Ce nas roșu am. M-am nenorocit. Și nici nu știu care mă enervează mai mult, guturaiul meu sau sfărăitul lui. Cine o fi? Nu prea am chef de musafiri. Justă? Auleu, auleu, e Conița. Conița. Poftiți, doamnă. Dar ce făceai, Justă? Sărut mâinile. Ce făceai? Asta făceam, scuzați, salutam. Să strămuți mai puțin în timpul serviciului, auzi? Da, Conița, o să-ți avurez guturaiul în timpul meu liber. Te crezi ironic. Nu, răcit. Fui, n-ai batistă? Nu am la mine, scuzați. Ia te rog pachetul ăsta, pune-l încet cu grijă, fii atent, pune-l pe cămin. E un vas pentru tutun plin cu tabac englezesc Maryland. Maryland, aș trage și eu o pipă. Poftim? Ziceam că e o surpriză. Exact, azi este ziua stăpânului tău, ai uitat? Fii atent, ia și sticlele astea. Vezi cum umblic cu ele, e băutura lui favorită, licări de ienupăr. Ienupăr, ce aș mai trage și o dușcă. Ce ai zis? O altă surpriză, îl răsfătați, Conița. Da, el e toată fericirea mea, motenelul meu spun. Da. S-a trezit? Nu l-au auzit cum sfărâie. Poate e un ferăstrău care taie butcuci. Și stai, mai mult respect pentru stăpânul tău. Pardon. Să-l trezesc? Nu, lasă îngerașul să doarmă. Azi îi facem toate plăcerile. După achetele dincolo în salonaș. Da. O să aibă porumbelul meu o dublă surpriză. Da, cred și eu. Porumbelul sfor, iar noi îi pregătim surprize. Ce tot mormăi acolo? Tot despre surprize. Ascultă, Justin. Un moment. Ce-i? Da, mai termin o dată că mă enervezi. Da. Să nu te mai prind fără batistă. Și să nu uităm
Să nu uităm de tapetul cel nou din cabinetul stăpânului. Încinge bine soba cu cărbun ca să se usuce mai repede. Asta va fi încă o surpriză. Ai auzit, Justă? Da, doamnă. Și caută și umbrela pe care am împrumutat-o de la vărul nostru, domnul Potar. O umbrelă verde care are mânerul ca un cap de maimuță. A venit fata din casă după ea. Hai, mișcă-te mai repede, Justă. Coniță, acum n-am timp. Trebuie să perii hainele conașului. Oh, le perii mai târziu. Totuși. Niciun totuși. Totdeauna ai ceva de spus. Îți poruncesc să cauți umbrela până trec eu să mă schimb în dormitor. E limpede, Justă? Da, e limpede. Limpede, limpede, limpede. Țaca, 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 țaca. Mă plictisește cu umbrela ei. Și doar i-am spus conașului să nu ne însurăm. E, dar noi facem tot cum vrem. Să ne ocupăm întâi de boartele îngerașului. Chileca, asta, ghetele. Foarte ciudat, ghetele sunt pline de noroi. Pe unde naiba o fi umblat porumbelul nostru de s-a nămurit în halul ăsta? Dar pantalonii? Unde naiba sunt pantaloni? Opa! Alte ghete și tot cu noroi. Foarte ciudat. Și încă o jiletcă. Altă vestă. Și cea mai mică urmă de pantalon. Oare în zilele când are migrene conașul nostru se îmbracă în costum scoțiat? Atunci unde naiba a pus fustanela? Uf, drage! Parcă am o trompetă în loc de nas și n-am nici batistă la mine. Ia uite o batistă în buzunarul și leci. Așa, da, să o iau că-mi prinde bine. Cine n-ai basură din goarnă la mine în casă? Hait, s-a trezit gândăcelul. S-o șterg până nu începe să mă bată la cap. Ce somn greu, cât o fi ceasul. Ce să vedem. E 11. Unde mi-ar fi pantalonii? Iată, uite, mă aflu înăuntru lor. Formidabil. Dar ce, nici cravata nu mi-a scos-o? Ce? Mi-amintesc. Ieri mi-am făcut de cap. Drace, tare mi-e sete. A fost la banchetul anual al liceului Buffon. Ce gașcă de elevi mediocri aveam acolo. Nevastă mea n-a vrut să mă lase la banchet. Atunci am inventat o migrenă. M-am prefăcut că merg la culcare și țâști. Am șters-o la maxim. Era tare bine. Mi s-a servit omar cu vin de Madeira și șampanie. Tare mi-e sete. Cred că m-am chelchelit puțin. La dreapta aveam un notar simpatic băiat și la stânga un mic fabricant de biberoane. Mamă, ce sugea ăsta! Și ne-a cântat și un cântec de leagă, cam de ochiat. Prea de ochiată. Ar fi trebuit să-mi notez și eu cuvintele. Pe urmă, ce naiba a fost pe urmă? Ce-a fost pe urmă? Ideile mi se împleticesc începând de la îndive. Iar începând de la salată, am un lapsus total. Nu mai am decât amintiri, vagi amintiri despre ce s-a mai întâmplat cu mine. Cât e ceasă? 11:30. Trebuie să mă îmbrac. Ia uzi cum sfori. Oh, cum o să sfori eu când sunt treaz? Ce-i asta? A sfărit cineva la mine în pat. Dumnezeule, am adus pe cineva cu mine fără să-mi dau seama. De ce sex o fi? Am stat toată noaptea în același pat. Formidabil. Ce-o fi? Aoleu, cine fi? Nevastă mea, ce mă fac? Scopule, nu răspunzi? Te felicit, moatenelule! Hai, deschide! Vreau să-ți urez la mulți ani! Hai, porumbelule, leneșule, scoală-te și deschide! Aoleu, o să o trezească pe aia de-n pat, aoleu! Ce-ai spus, îngerașule?
Nu, nu, nimic, nimic, viu acum. Haide, băiețelul meu, deschide odată. Bună dimineața, iubito. Ați mulțumesc. Hai să facem noi o plimbare pe bulevard. Hai că e soare, e frumos, să mergem noi ca doi porumbei, așa. Mergem, dragostea mea, la plimbare, dar după ce te îmbraci. Apropo de plimbare, tu n-ai văzut umbrela vărului Potar? Aceea cu mânerul în cap de maimuță. Umbrela? Aoleu, mi se pare că am luat-o la banchetul bifoniștilor. Și rămas la garderoba restaurantului. Ce, dragă? Ce e asta de pe covor? Care e asta? Ce e? Poftim. Ce? O meșă de păr blond. Meșă? Sanctă Madonna. De păr blond nu înseamnă că în pat e o femeie. Vorbește, domnule, ce e asta? Ce să zic? E pentru tine, dragă, un cadou. Dar eu am păr, după cum vezi. Bine, hai tu păr acum, dar o să cadă ele. Asta e pentru viitor. Să-mi cadă părul? Ce idee! Ce se aude? Ce se aude? Nu, e un spor aici. Nu, nici nu se văd. E stomacul meu, dragă. Vreau să spun crampele mele. Tu n-auzi? Cramp, cramp. Vine de la stomac. De acolo am și durerea. De acolo mă... În sfârșit. Grăbește-te, te rog, îmbrăcatul. Da, da. Azi e botezul micuțului Potar. Suntem nași. Tu ești naș, eu sunt naș. E atât de amuzant. Hai să nu întârziem. Ce amuză. Aoleu, iar se zice că încetează dacă fluier. Acolo, da, păi tu mi-ai spus suntem nași și nașe și eu fluier de bucurie că suntem nași. Îngerașule, nu știu ce-i cu tine astăzi, ai dormit prost pe semne. Merg să-mi aranjez părul, părul meu propriu, așa. Care sper că nu o să-mi cadă niciodată. Da, iubită. Un sfert de oră, te rog, te aștept la micul de așa, cine naiba sfoare la mine în fapt? Doamnă, doamnă sau domnișoară, ieșiți de sub pătră, hai, deșteptare! Ce? Ce? Oh. Unde sunt aici? Un bărbat. Ce doriți, domnule? De ce atâta gălăgie? Cum ce doriți? Ce cauză mi-a dat aici? Treaba mea. Poate aștept trenul. Ce te primește pe dumneata? Aștept trenul la mine în pat. Patul dumitare nu dă, tași că mi-e rău. Unde mă aflu, domnule? Cum unde? La mine acasă, în strada Provence. Strada Provence? Și cu ce trebuie mă ții prizonier aici, domnule? Asta-i bură. Eu te țin. Ce cauză mi-a dat aici? Trag, gândește. O să spui cum de-am ajuns. În patul dumitale, de vreme ce ești, nu te cunosc. Dar nici eu nu te cunosc. De unde a picat animalul ăsta tocmai la mine în pat? Aoleu, trace tare mi-e sete. Poți, aoleu, o carafă, poți să beau și eu din carafă? Da, domnule, servește-te, că am băut și eu, nu te jenă. Da. Ascultă, stai, nu cumva aoleu. Ai fost ieri la banchet la Maxim? Da, dar de ce mă întrebi? A, atunci ai și tu, bifonist. Aoleu. Vreau să zic absolvent al liceului bifon. Și eu sunt. Tași că-mi vine rău. Doi bifoniști. Păi asta explică tot. Îmi dai voie să mă prezint? Langlume, Oscar Langlume. Eu sunt Mistang. Mistang. Ia stai. Stai că mi-am lăsat aminte. Parcă auzi și acum, se acordă premiul întâi la versificație latină, elevului Mistang din Chablis. Tu ești ăla! Vă uzi, metan de mamutere, Catilina, față! Hai să râzi! Am fost destul de tâmpit în tinerețe ca să iau și câteva premii. Da, mi-aduc aminte. Premiul la versificație la tine. Uzi, vitante, Hans. Că ai ajuns departe, da. Mistang. Da. Cum îți merge? Binișor, da ție. Așiși, de rea, dragul meu, Mistang. Ce bine îmi pare că ne-am reîntâlnit. Dragul meu, Langlume. Ce bine îmi pare că ne-am regăsit. Ce mutră și Mistang ăsta. Ce figură are nasul ca un gogoșar. Ce caragios. Și la înglumea asta să mă ia naiba dacă știu cine. Dragul meu, sunt foarte bucuros de întâlnirea asta. Dragul meu, la înglume și eu sunt la fel, să știi. E ciudat, dar după ce nu te vezi 27 de ani și jumătate cu cineva, aproape că nu mai ai ce să-i spui. Dragul meu, ești formidabil. Da, da, nici nu știu ce să-i spun. Dragul meu, la înglume. Bă, și tu ești la fel. Și totuși, explică-mi cum de te găsești în dormitorul meu, dragul meu, Mistang. Păi ce cabar n-am. Deși n-am să-ți ascund că începând de la calcan eram criță. Pe bine m-a pălit de la salată. Și ce-am făcut după aceea? Dragă, n-o să știm niciodată. E cert însă că mi-am pierdut umbrela cu mânerul cu cap de maimuță. Și eu, Batista, cine știe ce de zdrăvălie am mai făcut? Nu cred. Pe mine vinul mă face duios, cum spunea Horațiu. Care? Horațiu, cum îi zice. Cum îi zice ăsta pe latinește? Cocles. Cocles, nu, Flacos. Flacos, da. O și că tot ca premiantă întâi la verificație latină ar fi trebuit să știi. Eu aveam ce aveam cu Caterina, cu dragă, nu uita că memoria e aceea cu care uităm. Ce sete mi-e. Noroc cu carafa asta, că am avut-o la mână. Ia că am băut și mie. Ia. Dă-mi-o și mie, nu fi egoist.
Sper că, mă arde, sper că nu o să ne despărțim așa. Ciao, suntem doar doi bifoniști. Rămâi să iei dejunul la mine, da, dragul meu. S-a făcut. Bem și un vin. Nu, unde mai mi-am pus cheile de la pivniță? Ia să... De... Ce? Ce naiba am în buzunar? Ce-ai? Vezi? Sâmburi de cireșe? Ce sunt astea? Ce, ce caută sâmburi ăștia în buzunarul meu? Păi eu știu. Ia stai, ia ce? Uite, ce? Și eu am în buzunare. Ce, tot sâmburi de cireșe? Nu, de prune. Cireșe și da. Prune? Păi unde am umblat noi azi noapte, Mistang? Păi prune, eu știu. Intră! Domnule! Ce-i justă? Ce, ce-ai rămas cu gura căscată? Domnule, pot să-mi jur că sunt perfect treaz și totuși văd dublu. Pe dracu, suntem doi, ce vrei? V-am adus hainele. Are și valet nepricopsit ăsta de la Angliman. Mm. Și cele două perechi de ghete. Pe unde o fi intrat vagabundul ăsta? Și stă, pui trei tacâmuri. Am un prieten la dejun. Hai, grăbește-te. Imediat, domnule. Pe unde n-ai o fi? Și acum, hai să ne încălțăm, dragul meu Mistang. Am să te prezint nevestime. Da. Da, să nu-i spui de banchetul bifoniștului. Fii liniștit. Ce naibă ghetele astea? Mi s-au strâmtat din cauza umezelii, probabil. Și asta, mi s-au vergit ghetele din cauza umezelii, probabil. Gândesc că ai o situație frumoasă, dragă Mistang. Tu, premiant întâi la latină. O, sveta, n-am să mă plâng, sunt șef. Da, de divizie? Nu. De batalion? Nu sunt. Șeful unei numeroase familii? Nu, șef bucătar. Ce face? Bucăta? Împrumutăm briciul tău la Anglume, e cazul să mă bărberez. A, nu, nu, regret, să... e știrb, mi l-a stricat valetul. Aoleu. Bucătar, dracu m-a pus să ne vit la masă pe nepricopsitul ăsta. Băi, să ne grăbim cu masa, pentru că diseară plec în străinătate. Unde? În ducatul Brunswick. Da? Pe ce chestie? Un loc minunat, 4.000 de franci, mână plus bacșișurile. Bacșișuri? Ce individ? Mai, mai că l-aș trimite să mănânce la bucătărie. Da, stai puțin, ce-o fi cu mâinile mele? Ce? Abia acum, iată, uite ce murdare sunt. Murdare, zici tu, să negre, să dea un bucătar cu asemenea mâini. Te rog, te rog foarte mult, s-a dragă, la îngrumeni. De rog să nu spui, ale tale sunt la fel. Ale mele? Așa e. Unde naiba le-am băgat? În buzunare le-ai băgat. Păi dacă le-am băgat în buzunare, înseamnă că am ceva în buzunare. Ce? Poftim, sâmburi de... Ăia nu sunt sâmburi, amice, sunt cărbuni. Da, domnule, bucățele de cărbuni. Puh, asta-i culmea. Înainte aveam numai sâmburi de cireș. Liniștește-te. Ce? Aoleu. Ce? Și eu am un cărbune. Să știi că azi noapte ne-am dat cu ăia. Cu cine? Cu zurbagie, care vor să răstoarne lumea. Cu carbonare. Da, din gură că bine rău. Ești gata, iubitule? Intră, dragă dori, nu te jena. Cine e acest domn? Este un notar. Un notar? Îți faci testamentul, vai, ce drăguț din partea ta, îngerașule. Faină, cucoană, prezintă-mă, craidonule. Sigur, draga mea, îți prezint pe elevul Mistang din Chablis. Oh, și șef. Șef al unei numeroase familii. Tine-ți gura, nu spune ce fel de șef ești, că o încurcăm-o. Domnule? Doamne. Masa e servită. La masă, la mea, o foame de lup. Iubitule, tu l-ai invitat la masă? E, ce să facă? E un bifonist, un prieten intim, coleg de liceu, un băiat excepțional. Ia seama la argintărie. La argintărie? De ce e testomat? Așa, să-ți spune. La masă, la masă. Adică. Prietene, oferă brațul soției mele. Cu plăcere, doamnă. Aici. Păcat, păcat de sosul ăsta, e prins. Poftim? Nu că mă laud, dar eu când îmi pun mintea la un sos din ăsta... Îi sprevește, domnule, numai de mâncare vorbește. Vrei puțin, pufuleț, dragă? Nu? Mersi, dar dacă domnul spune că eu topesc bun... untul într-o cratiță, adaug făina care se călește fără a se rumeni... Și apoi o sting cu lapte fierbinte. Ciudat, notar, se vede care birou într-o bucătărie. Justin, dă-mi ziarul. Sunt în pom. Am împrumutat bucătărie și mai să citească foile tot rocambole. Nu mâncați, doamnă Pufuleț. Îmi spune Pufuleț, dragul meu, colegul ăsta al tău. E un original, nu te simți chisit, draga mea. Mulțumesc, domnule Mistang, nu mi-e foame. Păcat. Justin, vreau ziarul. Da, doamnă, da. Ce naibă o fac. Lasă că mă descurc eu. La urma urmelor, tot nu citește decât despre câini stribiți de trăsuri
Și știrile astea nu au dat. Ei bine, Justin, mai aștept mult ziarul acela. Iată-l, doamnă, mă iertați. Îl pusese din greșeală sub vasul cu tutun. Tu nu vrei și apă în vin? Nu, niciodată nu beau apă, sunt la regim. Asta mi-explică nasul tău. Vreau să zic culoarea lui roșie. Da. Mulțumesc pentru ziar, Justin. Du-te, te rog, și prepară cafelele. Da, puțin din sosul ăsta delicios. Doamne, dar ce întâmplare groaznică. Ce anume, draga mea? Ascultați ce scrie aici. Ce? Azi dimineață, pe strada Lursin, a fost găsit cadavrul oribil mutilat al unei tinere vânzătoare de cărbuni. Groaznic. Eu mai iau puțină omletă, da? Și eu, și eu. Dar vă rog, serviți, serviți. Se presupune că asasinii erau un număr de doi. Doi contra unei femei, ce lași. E cam sărată omleta asta, nu? Prea sărată, iar ouăle n-au fost bătute cu făină. Aha, aha, justiția e pe urmele vinovaților, grație celor două corpuri de delicte care au fost găsite la fața așa locului. Așa le trebuie. O umbrelă verde cu un mâner ca un cap de maimuță. Ce face? Ce face? Ce coincidență ca lor lui Potar, îngelașule, nu? Dumnezeule, umbrela. Și o batistă cu inițialele GM. GM? Tași că-mi vine rău. Bandiții care erau în stare de ebrietate... Le-a uitat lângă un sac cu cărbuni căzut lângă biata victimă. Cărbuni! Aoleu! Cărbuni! Dar ce aveți? Nu mi-a mâncat ouăle astea. Domnule Steng, un cotlet? Mulțumesc, nu mai mi-e foame. Îngerașule, dar tu nu mai mănânci nimic. Nici mie nu mi-e foame. Justin, poți să aduci desert? Eu n-aș mai lua nimic. Iertați-mă, mi-e de ajuns, prea de ajuns. Dar ne e de ajuns. Mă rog, Justin, atunci cafelele și un lică. Nu, nimic, absolut nimic, să știți, eu nu mai... Bine, de acord. Justin, în cazul acesta poți să pleci. Da. Îngerașule... Mie te rog să mai întorni puțin vin. Da, imediat. Nu. Ferește, mâna e mânjită. Nu pot, Norin, nu pot, e îngrozitor. Dar de ce ai? Am un cârcel. Nu mai pot ridica mâna după genunchi, nu pot. Cârcel la mână? Știam că asta se întâmplă la picior. Oh! Și la picior, și la mână, și la cap, oriunde poți să ai un cârcel. Lasă că trebuie. Fii te rog, amabil, domnule Mistenc, toarnă-mi dumneata. Nu. Dar ce? Și pe mine. M-a apucat și pe mine cârcelul lui. Coniță? Dar nu înțeleg nimic. Coniță, domnul Potar este în salonaș. Mă scuzați o clipă, a venit vărul meu, tatăl finuțului nostru, da. Trebuie să văd ce dorește. Du-te, dragă, du-te. Ei bine, Mistang. Ei bine, Langlois. Uite-te la mâinile noastre, nu-i nici o îndoială. Noi suntem făptașii, crima din strada Lursin. Nu îndrăzneam să ce-o spun, e oribil. Eu care sunt atât de duios la beție, sărmana cărbunăreasă, secerată în floarea vârstei. Cu o lovitură de umbrelă, ea spune n-ar fi cazul să ne spălăm pe mâini. Ce? Ești o canale, Mistang, dar ai prezență de spirit. Repede, apa. Unde este ligheanul? Adu-l încoa. O perie, aduci un săpun și o perie. Așa, bine aici. Mai moșoară, stai ușor. Sărmana, fată. Și nu văd în ochii tăi nici măcar o lacrime. Ești cinic, Mustang. Ești o bestie, după cum te văd eu. N-ai remușcări. Păi și tu ești la fel. Ce tu le ai? Ce tu ai? Dă-mi șervetă. Doamne, ne jucam cu șervet, ne spălăm pe mâini. Nu erau negri. Din potrivă, erau albe, saltea. Dar ne distram noi așa, că între bifoniști făceam întreceri de spălat, ca pe timpul la liceu. Ce distracție copilăroasă. Dar te rog, vere, Potar. Mulțumesc, verișoară, mulțumesc. Te deranjez, vere, la bine. Dar deloc, vere, Potar. Apropo, umbrela mea, vere. Aoleu. Cine-ți firea? Nu înțeleg nimic. Dragă Potar, ce s-a întâmplat? Dar e imposibil să o găsesc. Da, nu se poate pierde, nu. Am numele gravat pe mâner și adresa. Sunt pierdut, o să spună că mi-am promutat-o și m-a nenorocit. Taci, că-mi vine rău. Tu ai ieșit cumva seara, îngerașule? Eu? Nici când, draga mea. Zici ceva, găsește un alibi, salvează-mă. Da, am fost în Bois de Boulogne, amândoi. Bois de Boulogne? Amândoi? Dar ce i-a apucat? Și cu toate astea, dragul meu motănel, ghetele tale erau foarte murdare. Iar eu v-am întâlnit pe amândoi crailor. Un martor, Dumnezeule. L-ai întâlnit pe îngerașul meu? Unde, vere, Potar? Într-un anumit loc, știu ei unde. Foarte, foarte departe de strada Lursin, nu-i așa? Dar cine vă vorbește de strada Lursin, vere? Te-am întâlnit la Teatru Odeon, dragul. Cum? Vere, da. Cum?
Cum? Și nu m-am despărțit de voi toată noaptea. Nu te-ai despărțit de noi? Toată noaptea. Nu s-a despărțit de noi. Ai auzit, mister? Da. E formidabil, vărul potar. Va să zic că motănelul meu a făcut o escapadă azi noapte. Și cred, dragă vere, că soțul meu a făcut cam mult. Ei bine, Longlume, îmbracă-te odată. Te iert pentru că trebuie să mergem la botez. Da, vreau să ies. Vreau să respir briza. Vreau să-l botez pe micul potar și să privesc în față toată jandarmeria franceză. Ura! Ura! Trăiască scumpa mea soțioară! Termină, pasionatule, mă șifonezi. Vino, vere, vino să-l lăsăm să se îmbrace. Am să-ți arăt scutecelele brodori pe care le-am pregătit pentru băiețașul tău. Hai, vino, grăbește-te. Verișule? Da, draga mea. Să te grăbește. Da, iubito, da. Da, o clipă, verișar, o clipă să-i mai spun ceva soțului tău. Deci, domnule, la Odeon eram, da. Nici nu era nevoie să ne spălăm pe mâini. Ei, acum dacă am făcut-o, ce să ne... Trăiască Odeon! Trăiască Odeon! Ia, liniștiți-vă! Ce? Ispreviți odată, e o minciună gogonată, știți prea bine că Odeonul e închis. Închis? Stați că-mi vine rău. Da, n-am vrut să spun ceea ce știu față de soția dumitale, la Anglume. Ce știi? Ce știi dumneata despre noi? Ce știi? Ei, ce dar îndată, știu că sunteți amândoi doi scelerați, atât pot să vă spun deocamdată. Doi scelerați? Ce naiba a vrut să zică? Știe tot, emoțiile astea îmi dau palpitații. Pe mine mă deshidratează. Ah, ce faci acolo? Ce beau, faci? Beau să-mi nec amar. Dă-mi și mie unul. Ia uite ce am mai găsit în buzunar. O bonetă. Am găsit o bonetă de femeie. Ia, ce aici? Și eu un pantof de damă. Rămășițele victimei noastre. Cum să le facem să dispară? Ha, în vasul cu tutun, repede. N-ai cumva un puț în casă? Boneta a intrat în vasul cu tutun. Și cu pantoful ce fac? Orice, dar să dispară. Înghite-l. Hai, domnule, fă ceva. Unde ai un foc pe aici? Alături, în cabinetul meu. Uite ce am făcut. Mâinile mi le-am murdărit iar, ha? Buzunarele astea. Cărbunele. Păi hai să ne spălăm, ce facem? Ce vezi că reapare? Unde? Reapar capetele de sânge de pe mâinile lui Macbeth. Așa-i parcă am auzit eu de individul ăsta. Cu ce se ocupa el? Nu știrea cu Catrina, cu egoul sveta. S-au negrit și mâinile mele. Nu trebuie scomorite cărbunărețele. Asta e o treabă prea murdară. Repede, lasă-mă eu apa. Peria, săpunul. Ești gata, mătăne? Nu, vreau să te ocupați. Nu spălăm. Dumnezeu, dar te sper toată ziua, îngerașule, ce păi ziua mea și odată pe e ziua ta și nici nu mi-ai mulțumit pentru surpriză. Ce surpriză? Vasul de tutun. Cum îl găsești? Sau nici nu l-ai deschis? Hai să ți-l arăt. Aoleu, nu, boneta, nu-l atinge, nu, Doamne, nu-l atingeți. Răsuflă. Știți, tabacul e carachiu. Dacă deschizi vasul, răsuflă și gata, s-a buce, găița a terminat. Aici e ceva care nu miroase a bine. Da, și asta în niciun caz tu nu, Maryland. Grăbește-te, scumpule, suntem ocupați. Da, mă, trebuie să plecăm. Trebuie să-mi caut pălăria. Pălăria, da. Fug să-mi cumpăr un bilet de vapor și o șterg în America. Mă ierți, draga mea. Hai, Mustang, vino cu mine, că avem de vorbit. Hai. Parcă vorbesc ca aiurea. Amândoi. Întreb ce s-a întâmplat cu ei. Parcă sunt de pe altă lume. Verișoară, dragă. Da, aici sunt, Vere, aici. Verișoară, dragă, dar e prea mult. Ai făcut adevărate nebunii. Ce anume? Păi scutecele brodate și două bonete, nu? Cadourile pe care mi le-ai pregătit. Să nu mai vorbim despre asta. Doar nu ești singura noastră rudă din partea frot. E adevărat, dar ești așa de bună cu mine. Asta îmi dă așa curaj, știi? Verișoară, am să-ți fac o rugăminte. Mie? De fapt, soțului tău. Despre ce e vorba? E vorba de o cerere de bani. Cât anume? Păi să vezi, în timpul sarcinei, nevastă mea a avut pofte devastatoare, știi? Nu vroia să mănânce decât pepene și m-a ruinat. Eu devoram cutii de conserve, ce-i drept pofteam și la blănuri. Aș fi preferat sardelele pentru că pepene în luna ianuarie costă, nu glumă, dar mi-a fost frică să nu iasă copilul însemnat. Știi că așa se spune în popor că iese însemnat. Finul meu însemnat cu un pepene, ce oroare! Da. Și pe scurt, datorez 1500 de franci
căcanului. A zis că dacă nu-i plătesc imediat, mă dă în jos de acasă. Nu, trebuie să-i plătim, trebuie să-i plătim. Da. Slavă Domnului, suntem destul de bogați. Verișoară, verișoară, ce bună ești. Oricum, o să-i împrumutăm noi bani, dacă nu dumitale, care ești singura noastră rudă din partea frotmuiarzilor. Te-ai de mare inimă, să știi că eu nu m-am îndoit niciodată de tine, dar... Da ce? Soțul tău, tu știi că e cam zgârie breză. Iată-l că vine. Da. Tu trebuie să-i vorbești. Da. Spune-i de ce ai nevoie, eu am să te asusțin. Băi, dacă eu nu aș vrea. Lasă, că și agenția de voiaje închisă la urmă. Îngerașule! Nevastă, vreau să luăm o figură fericită. Sunt vesel, draga mea. Știi ce, da, sunt foarte vesel. Iubitule, cu atât mai bine. Vă rup, Otar vrea să-ți facă o confidență. Vă rup, Otar, martorul acuzării. Într-adevăr, cred că e cazul să discutăm între patru ochi noi doi. Lasă-ne singur, pufuleț. Iubitule, da, lasă-ne, vreau să vorbim ca între bărbați. Bine, bine. Vă aștept în salonaș. Verișorule, să nu pleci până nu-mi spui. Nu, viu. Foarte bine te-ai gândit, Vere. Chiar voiam să discutăm între patru ochi. Vorbește în șoaptă, Vere Potar. Da? Crezi că trebuie să vorbim în șoaptă? Cea mai absolută șoaptă. De ce? Spune drept. E îngrozitor, nu-i așa? Da, da, ce anume? M-ai văzut azi noapte? Dumnezeule, loveai în ziduri, în tot ce găseai în cale, cu umbrela mea, pic-pac-pac, erai turtă. Sărmana de ea. De umbrelă? Nu face nimic, Vere, cumpărăm alta. Nu de umbrelă vorbesc, de biata femeie. Nu, că soția dumitale n-o să afle nimic. Bine, bine, da cealaltă. Cum, mai e una? Ești dat naibii, donjoanule. Potar, trebuie să te rog ceva. Da, și eu pe dumneata. Așa e, că nu vrei să mă bagi în bucluc? Tocmai dumneata, singura noastră rudă din partea frotmuiarzilor, nu? Bineînțeles, Vere, dar despre cine e vorba? E bine, dacă vei fi vreodată întrebat cu ei împrumutat umbrela, da, sinistra dumitale, umbrelă cu cap de maimuță, e, ce-i cu ea? Să răspunzi că ai rătăcit-o în trenul de Versailles, mergând de tot duminică să vezi jocurile de apă. Ce idee tâmpită, pardon, ce idee extravagantă. M-ai înțeles, nu? Da, bineînțeles. Îți mulțumesc, din suflet îți mulțumesc, mi-ai luat o piatră de pe inimă. Dragă Vere, fiindcă te-ai bine dispus, vreau și eu la rândul meu, tot între patru ochi, să te rog să-mi faci un serviciu. Vorbește, e limpede că acum nu poți să-ți mai refuzi nimic. Despre ce e vorba? Să vezi, e vorba de bani. E vorba de... Mă așteptam, șantaj. Bine, dragul meu, vine să vedem. Îmi place că e sincer, dar fii și moderat. Cât? Da, păi ar fi 2000 de franci. Doar atâta? Sper că ai încredere, în nu? În dumneata, Vere Potar, mă jignești, dragă prietene. E o plăcere să-ți pot face acest mic serviciu. Ce bine că n-ai venit prea târziu. Mic serviciu, spui o, Vere, la glume. Câtă generozitate, lasă-mă să te îmbrățișez. Cum nu ți-e silă să mă săruți? De ce? Potar, ești un om tare, un om cu nervi de oțel. Eu, de ce? Da? Mă duc dincolo în bibliotecă ca să-i scriu creditorului meu că pot să-i achit datoria. Îmi dai voie, nu? Orice dorești, da. Dar trebuie să mă juri că să arunci un văl gros peste această noapte de oroare din viața mea. Hai, da, de oroare, o bagatelă, Vere dragă, un flecușteț acolo. O bagatelă, așa numești ispravea mea de azi noapte. Am spus eu, ești un om tare. Te liniștit, Vere, n-am să suplu o vorbă nimănui. Da, na, nevestii, trebuie să-i spun două cuvinte. Nevestii, cea mai spartă gura a cartierului? Da, e, dar nu pot să-i ascund nimic, crede-mă. Are un talent fantastic să mă tragă de limbă. O, să mă sucească, o să mă descoasă și nu o să scap până nu-i spun. Potar, pentru numele Dumnezeu, trebuie să te abții. Impune-ți să te abții. Nu, e imposibil. Ce mai, față de ea mi-e imposibil. Dar nu avea grijă. O să o rog să-ți țină gura... Fiindcă ne-ai ajutat, nu? Eu trec dincolo o clipă. Mulțumesc, Vere, mulțumesc! Hai, remine, sunt pierdut. Nevastă sau să povestească totul și săptămâna viitoare voi auzi strigându-se pe străzi. Ediție specială, oribilul asasinat comis de banda Langlume. Dumnezeule, cum aș putea închide gura acestui individ? Conașul vorbește singur. Cine? Eu sunt Conașule, nu vă speriați. Ce vrei? Ce faci cu ligheanul ăla cu mangal? Conița mi-a poruncit să-l ducă în bibliotecă. Zice că se usucă mai repede tapetul. E cam periculos mangarul ăsta aprins, te poți asfixia fără să-ți dai seama. Dacă domnul mă oprește, nu-l mai... Nu, dul, e acolo vărul Potar. Păi atunci... Păi n-are nimic, el e tare ca un taur, nu cred că o să-l asfixieze nici pe jumătate. În orice caz, du-l și așează-l fără grijă lângă vărul Potar. Fac cum spune Conașul. O asfixiere lentă, nu? Câte nu se întâmplă pe lumea asta?
Doamne Dumnezeule, ce am început să vorbesc? Cum e posibil să trimit acolo cu mangalul la prins? Justin! Justin! M-a strigat? Unde e idealul? Adă-l înapoi. Pe abia l-am dus. Și fără potar nu era acolo? Ba da. Nenorocitule, vrei să se asfixieze? Imposibil să se asfixieze. M-a pus să deschid ferestrele. Mai era acolo și domnul celălalt, amicul dumneavoastră. Așa. Dar de ce naiba prăjea un pantof la sobă? Prăjea un pantof? Da, adică l-ar dea propriu zis. L-ar ardea și plângea. Plângea? E nostim individul, dacă nu o fi cam țâcnit. Dar de ce crezi tu că e țâcnit, nu? Vorbea între aiurea, zicea că a făcut de petrecanii unei cărbunărese de pe strada lui Sin. Aoleu, cred că e nebun rău. S-a bet. O fi tras din lichiorul acela de inupă. Plângea și sughița, apoi sughița și râdea. Și printre hohote vorbea de o bonetă de dam. O bonetă? Da, o bonetă ascunsă într-o oală. Și se prăpătea de râs. Apoi iar plângea și bolborosea ceva despre un vas de tutun. Ce? Ce înseamnă lichiorul de inupă? Ah! Oh, bine că mi-am adus aminte. Trebuie să vă umplu vasul pe tutun. Lasă vasul, lasă. Nu. De ce, conașule? Nu l-am mai umplut de 3 zile. Aveți musafiri, dacă îl deschide cineva și îl găsește. Lasă vasul! Nu, conașule, vă rog, dați-mi voie. E vina mea că nu m-am uitat azi dimineața. Lasă vasul, n-auzi, lasă. Nu, domnule, nu pot, mă omoară colița dacă îl găsește gol. Lasă. Uite-l, țăndări. Trace? Ce? Dar ce văd? Ce? O bonetă. Era o bonetă înăuntru, o bonetă de damă. Boneta din oară. Taci, idiotule, taci. Mai că plece stăva să zic că e adevărat. Boneta cărbunărese era aici, în vasul cu tutun. Taci, imbecilule, mă nenorocește. Cărbunarea asta din strada lui Sin. Se strâng de gât, te ucid dacă sunt într-o vorbă. Ajutor! Ticălos, acum suntem în mâna lui. Suntem în mâna lui. Ce-a strigat, genoșule, ce se întâmplă? Nimic. Vorbeam cu Justin. Bun băiat, Justin ăsta. Unde l-am găsit noi, că e foarte bun băiat. El a spart vasul cu tutun? Ah, imbecilul. Ce-i cu nota asta, iubitule? Am primit-o chiar acum, s-o ține de un pachet cam lung. Ai comandat tu ceva? Nu, eu... Nota asta pare de la un restaurant. Scuze-mă, dragă mea, am o treabă urgentă cu Justin. Iubitule, dar ce se petrece totuși? Explica. S-a făcut. E oribil, dar s-a făcut. Trebuie să beau. Am coborât după el în beci. Era întuneric beznă. I-a spus, Justin, îți ofer 1000 de franci, numai să taci. Niciun răspuns. Justin, 2000 de franci. Mă purtam frumos, nu vreau să mă reproșez nimic. Nici o răspuns. Atunci mă arunc în genunchi. Tace și mă sfidează. Am ies din fire, simt că mi se urcă sângele la cap, mă repet, înfig mâna în gâtul lui și strâng. Trebuie să mă îmbăt. Avea un gât atât de moale și de subțire. Sărmanu Justin. Am fugit ca un nebun. M-am lovit de stâlpi, de scară, de o pisică, probabil, fiindcă am auzit un miurlăit. Și acum ce o să se aleagă de mine, nu știu. Totul se învârtește în jurul meu. Mă prăbușesc. Remușcările. Trebuie să-mi înnec remușcările. Trebuiau. Ei, dar ce faci, dragul meu? L-am glumit, te-ai transformat în sugativă? Mistang, sunt beat. Și eu, dar nu cine știe ce. Am auzit că ai prăjit un pantof. Exact, pantoful cu pricina. Iar eu l-am asfixiat pe vărul potar. Bravo. Și-am scăpat și de valet. Da, să nu mă întreb cum. De acord, nu te întreb. În felul ăsta nu mai există martori. Absolut. Ba da, ce? Mai e unul. Care? Unde e, Colombo? Aici. Tu. Și tu? E poate cam urât ce am să spun, prietene, dar dacă ți-aș face de petrecanie, dragul meu, langlume... Bună idee, ai dreptate. Nu e frumos să te întreb, dar dacă ți-aș face eu de petrecanie, dragul meu, Mistang? Să reflectăm. Dragul meu, Mistang. Dragul meu, langlume... Un coleg de promoție îmi vine destul de greu. Da, și mie îmi vine greu un coleg de promoție. Ce-i zice tu de polonicul ăla? Care? Este exact arma potrivită pentru tine, ce dar zici? Dar tu ce crezi de bușteanul ăsta? Sper că n-ai capul prea tare. Ia să stăm noi jos, dragă prietene. Bine, să stăm, cu plăcere.
Care ți-e ultima dorință, dragul meu Langlume? Să-mi citești jurnalul, dragul meu Mustang. De acord. Ia să văd. Încep cu articolul de fond. Poate că ador și atunci va fi mai ușor pentru bușteanul meu. Așa, citește-mi povestea nefericitei cărbunărețe. Nefericită, într-adevăr. Eh, ai găsit-o? Dai să văd. Uite, aici sunt. Da. Marțea viitoare tot Parisul se va îndrepta spre Piața Concord ca să asiste la ridicarea obeliscului din Luxor. Obeliscul? Ce tot îndruși acolo? E tipărit negru pe alb. Ia de ziua. Uite aici. Dezvelirea monolitului va avea loc mâine, 24 iulie 1837. 1837? 1837, ai spus? Scrie negru pe alb, 1837, e un jurnal vechi. De acum 30 de ani. Atunci cărburărea sa a fost ucisă acum 30 de ani. Suntem nevinovați, prietene, și eu care eram gata să-ți fac de petrecanie. Și eu ție la fel. Mi-e mai bine, parcă m-am trezit. Da, da, mi-a trecut și beția dintr-o dată. Brace, stai, dar ceilalți doi? Pentru că știi, cred că am ucis doi oameni. Da, da, eu nu mă număr printre ei. Corașule, doamna vă așteaptă în salon. O fantomă, Justin, tu ești. Așa ești, viu? De ce? Așa că ești sigur că n-ai murit? Domnule, soarta m-a învățat să nu fiu niciodată sigur de nimic, dar în cazul de față am impresia că nu mă înșel. Bravo, băiete! Ține 100 de franci pentru tine! 100? 100 numai fiindcă n-am murit? Mulțumesc, domnule! Vă caută și domnul Potar! Potar? Da, domnul Potar. Veneți, mulțumesc! Cum vere, Potar? Nici tu nu ești mort! Mort nu, așa arăt eu, dar nu... Ne, lasă, vorbesc prostii. Uite și pentru tine 100 de franci. Cum? Numai atâta? Păi, dar nu o să-ți dau 2000 numai fiindcă ești singura noastră rudă din partea frotemuiazilor. Puținem pasă de frotemuiazii dumitale, doamne. Dar vere, te implor. Mi-ai spus că sunt prietenul dumitale drag, mi-ai promis. Hai, gata cu promisiunile. Da, vreau să spun ceva, între patru ochi. Taci, domnule, taci că ți-au și suta aia înapoi. Pe mine mă doare capul de atâtea încurcături, nu te superi, prietene. Dacă mă întind nițel aici... Te rog. Și totuși am strâns pe cineva de gât acolo în beci, doar n-am visat. Ce? Dragul meu, e oribil. Ce? E oribil, e îngrozitor. Ce s-a întâmplat, draga mea? Mumut, pisicuța mea. Am găsit-o fără cunoștință, întinsă în gura beciului. Pisica? Am comis deci un pisicid. Ce? Tu? Yeah. Tu l-ai atentat la viața pisicii mele preferate? Lasă, nu-i nimic. E bine, asta n-am să-ți-o iert în viața mea. Ei, mai ales după cele ce-am aflat. Dar ce ai aflat, comoara mea? Unde ți-ai petrecut noaptea, domnule? Tare aș dori și eu să aflu, ca și Mustang de altfel. Unde n-ai vrut să fii băgat, Mustang? Ei bine, am să vă spun eu. Te-ai dedat unei orgii, domnule. Într-o speluncă, într-o tavernă. Dar ce spun eu, tavernă? Pur și simplu într-o bombă. Eu? Într-o bombă infectă dintre cele mai odinate. Am fost la Maxim. La Maxim. Ai fost la Butoiul Găuriț. Cum? Poftim. Nota pe care mi-a trimis-o patronul restaurantului împreună cu umbrela vărului Potar. Ei, încearcă să negi. Uite bilanțul dezmățului dumitale. 3 damigene cu vișinată, 2 cu bojole, 2 idem cu rachiu de prune. Sâmburii de prune. Plus o bonetă de damă, un pantof de același sex și o meșă de păr aparținând caserii. Înțeleg, acum se leagă și se dezleagă totul. În total 64 de franci. Asta îmi face 32 de cap. Mustang, unde naiba s-a pitit bețivanul ăla? Și erați amândoi în asemenea hal de alcoolism, încât a fost nevoie să vă închidem pitința cu cărbun. Stai, cărbun! Stai că mi-a rămas unul în buzunar. Deci de acolo mi s-a tras totul. Lasă că ți explic eu, draga N-am mea. N-am nevoie de nicio explicație. Acum suntem așteptați la botez. Ne facem de râs, pur și simplu, domnule. Dar vorbim noi diseară când ne întoarcem acasă. Înțeleg, va fi o noapte agitată. Draga mea, abia aștept să-ți cer iertare. Da, asta ce mai e? Sforă-i cineva. Să știi că am adus un al treilea bifonist. Nu. Din pat se aude de după perdele. Justă, trage imediat perdelele patului. Poftiți. Asta le trece pe toate. Aici era păcătosul. S-a îndrăgostit de patul meu. Dă-mi un baston. Nu, mai bine nu. Să nu-l trezim. Justă? Da, domnule. Vezi acest colet din patul meu? Da. De îndată ce vom fi plecați, îi lipești pe spate o etichetă pe care scrii: Bucătar pentru Brunswick. Fragil.
a nu se rostogoli. După care îl depui la gara Strasburg, la coletărie. Ai însă grijă. Da. E totuși un bifonist, un coleg de promoție. ¶¶